poate să fim mici bucătari. Vom face un challenge, Fruits Challenge. Va trebui să facem o mică salată din fructe și să adăugăm frișcă. Haideți! Primul fruct este un fruct exotic. Se numește pitahaya. Oh my god! Deci, trebuie un pic să mai tai. Arată atât de super, deci hai să vă arăt cât. Uitați-vă cât de super arată. De petit sand. E foarte, foarte bun. Are gust de kiwi. Haideți să adăugăm pitahaya în salata noastră. Are capul meu. Încă o gățică și cât că ajunge. Următorul fruct este tot un fruct exotic. Se numește cucoar. Avem două. Se spune că se mănâncă cucoar. Sunt niște mini portocale. Și au același gust și miroase foarte bine. A portocale. Să împărțim la jumate. Adăugăm două aici și două aici. Până când arată foarte apetisant. Continuăm cu fructul care se numește banană. Următorul produs este portocala. Îl tăiem în bucățele mai mici. Și adăugăm aceste două felii. Sunt sigură că copiii o adoră. Este frișca! Trebuie mai întâi să o agităm un pic. Și o să le iau mai aproape de mine. Oh my god, e bine arată. Să mă dau aici și aici. Oh my god. Îl găsesc aici. Voi decora acest desert cu nix de bobițe. Cătină, afine și coacăză.
care este lămâia. Conține multe vitamine. Nu este neapărat să folosiți aceleși ingrediente care eu le-am folosit, dar cu ingredientele care le aveți acasă. Uitați să dați like, să vă abonați la canalul Adela Borș. Vă pup! Și pe data viitoare! Pa!